Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. Zilele trecute cam toată presa capitalei a dat știrea că încep să fie livrate tramvaiele cumpărate de la fabrica din Arad, Astra Arad. Deocamdată a venit unul de sămânță. Se face omologare, așa se face. După aceea vor fi livrate în principiu câte 4 pe lună. Dar ele vor fi asamblate la... La fabrica asta are tradiție? Nu, asta. Dar zic, ele ori veni piese sau vin gata montate de la Arad? Nu, vin gabarit depășit, nu știu cum, sunt transportate. Nu, Luca, cred că e spectacol, aș vrea o dată să văd. E o linie de tramvai care vine de la Arad. Nu mă lasă. Practic, vin pe bucăți și după aia ca la Ikea. Ți-aduc tramvaiul, un pachet plat. Da. Și după aia cu desenul și aia e ok, e imbus. Da. Bun, revenind, ok, trebuie să adune 100 în prima fază. Primăria ar vrea să mai cumpere vreo 200. Deci suntem, mamă, luăm tot. Dacă mai țineți minte, a fost ceva halimai cu achiziția asta, care trenează de altfel de ani de zile, că mai întâi câștigase cumva licitația în vremea doamnei Firea o companie turcească. Și nu e clar cum a câștigat, că nu avea omologare europeană. Deci în principiu degeaba vindeau în Europa, că nu avea omologare pentru ce vindeau ei în Uniunea Europeană. Le băgau pe la bulgari. Da, nu, bă, ok, bun, asta a fost un alt mister. În fine, una peste alta, bine că până la urmă s-a ajuns la tramvaile de la Astra, uite că mai luăm și din România. Nu doar de la turci, nemți, indieni și cine mai știe de pe unde, foarte bine, să mai dăm de lucru și în România. Corect. Pentru început, aceste tramvaie arădene vor circula în București pe linia lui 41, bine cunoscutul, așa numit și supranumit metrou ușor, făcut de Băsescu, acum 20 de ani, ultima mare inovație și evoluție în transportul public de suprafață din București. S-a mai încercat, dar nu s-a mai putut. Băi, da, nu știu cum a reușit ăla. Dar ce idee a avut excepțional. Să pui niște garduri, practic. Extraordinar. A mai pus și doamna Firea garduri, dar nu mai departe de asta, nu, că mai trebuie făcut. Nu e sufis, mă. Vezi? Trebuie să faci o linie în ordine. Și la noi liniile nu se mai pot face, practic. Asta a fost, nu s-a mai putut. E ca la romani cu apeductul, știi? Făceau romanii apeduct, drumuri, după aia a venit Evul Mediu întunecat, 1000 de ani nu s-a mai construit nimic. Așa e și la noi. Bun, dar după momentul de satisfacție, oarecare nedumerire. Tramvaiele astea de la Arad sunt binișor mai lungi decât ce circulă acum prin oraș. Au 36 de metri lungime. Și m-am apucat să verific. 36 de metri lungime înseamnă cât un bloc de 10... etaje. De ce pui oamenii să răstoarne blocuri imaginare? Păi ca să-ți dai seama cât de lung e, frate, edita mai tramvaiul. Intră peste 300 de oameni, în mod normal. În București ar putea să intre 600-700. Da. Bun, deci în consecință e nevoie și de peroane mai lungi. Firește, trebuie lungite cu vreo 80 metri. Și te-ai gândit că nu e nicio problemă să mai lungești. Dar de ce să lungești? Te urci pe unde se poate și te tot duci până în fundul tramvaiului. Păi deci așa să civilize. Eu aș face altfel, aș suda ușa din spate. Serios, de ce să te chinui? Sudezi ușa din spate și hai, nu. Tu ești un cetățean veritabil al Republicii Fantastice România. Ai toate soluțiile de refere. Bun, deci fiți atenți, că acum vine partea de refere. În 4 ani, de când a fost aprobată lungirea 22 de peroane și au fost și alocate și fondurile, aproape 7 milioane de lei, nu au fost lungite decât 8. Adică 2 pan. E și complicat. Bun, și acum suntem în prim paradox, că despre asta vreau să vorbim. Eu credeam că în București primăriile sunt experte în montarea de borduri. Căci ce altceva e un peron de tramvai decât o platformă mică, cu ceva nisip pietriș acolo, înconjurată de niște borduri. Cât de complicat poate fi să supraînalți o suprafață de 8 pe 2 metri? Hai, pe 3 metri lățime, să zicem. Deci nu au 3 metri lățime, dar bun, punem 3 metri, da? Să o înconjuri cu borduri și să o asfaltezi. Și nu se poate. Adică ce e? Criză de borduri? Nu mai are nimeni numărul domnului Videanu? Sau... Da. Sunați-i domnule pe Videanu că vă livrează. Atunci bani le făcea din marmură direct. Exact. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg. Care e problema? De ce numai 2 pani? Băi, reușim, avem banii. 2018. Adică, și apropo de finanțarea acestor lucrări, altă nedumerire. Deci în octombrie 2018, bă, acum 4 ani, Primăria Generală a alocat aproape 7 milioane, 6 milioane și 960 de mii de lei pentru lungirea celor 22 de peroane. S-au făcut, deci, numai 8. Nu mai sunt specialiști, au plecat din țară. Și ieri, într-o nouă ședință de Consiliu dedicată acestei chestiuni, a fost aprobat un nou buget de 8,5 milioane de lei pentru ce a mai rămas de executat, adică 14 peroane. Și eu sunt năucit. Deci modificarea 14 peroane costă acum cu 23% mai mult decât costa modificarea 22 de peroane în 2018.
Păi ce? Și șunca e mai scumpă. Și șunca e mai scumpă. Bă, și am făcut în deci rezultă 120.000 de euro lungirea cu 8 metri a fiecărui peron. Cât? 120.000 de euro rezultă. De cap de peron. Păi nu mai bine de sud de ziu și de ziu, adică... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.